E incredibile. Astăzi la prânz, la ora 12:30, în 8 din 45 de unități penitenciare există evenimente tensionate, refuz de hrană. Știu și că între timp, în aceste 5 ore care s-au scurs, există și alte unități penitenciare, Tulcea, de exemplu, care s-au alăturat protestului. Doresc, ca în spiritul unei corecte informări a publicului larg, pe care toți îl servim, eu și dumneavoastră ca mass media, să fac această declarație de presă. Nu voi repeta lucruri noi. Situația din penitenciarele, din sistemul penitenciar din România, este una sistemică și este una gravă. Și e și sistemică și gravă, nu de ieri, nu de alaltări, ci de mai bine de 20 de ani. Eu știam acest lucru. Am avut ocazia, în vizitele pe care le-am făcut în toate penitenciarele din România, între 2000 și 2004, să văd care este situația în concret. Am fost în penitenciare. Sunt unul dintre nu foarte mulți oameni care au intrat în penitenciare românești. Mi-am preluat mandatul și de când mi l-am preluat, din noiembrie anul trecut, am înțeles să revizitez numeroase penitenciare cu dorința sau cu speranța ascunsă că voi găsi o situație îmbunătățită. Nu a fost cazul. M-am întâlnit nemijlocit cu persoane aflate în detenție, am intrat în camerele lor, am dat mâna cu ei, am stat de vorbă cu ei, i-am ascultat. Deci știu nemijlocit, știu nu prin intermediar, știu dintr-un contact direct cu persoanele aflate în detenție, care sunt problemele acestora. Imediat ce mi-am reconfirmat o părere pe care o aveam deja din 2004 despre precaritatea sistemului, am declarat public că este o prioritate a mandatului meu, obligație de ministru, obligație a acestui executiv din care fac parte, să fac din situația, din remedierea, din încercarea de a remedia situația din penitenciare, o prioritate a mandatului meu. Știți că România, în 2012, a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-o decizie care se numește Quasi Pilot. României s-a cerut în 2012 să întreprindă anumite măsuri. Nu doresc să intru în niciun fel de istorie, vreau să vă spun că în noiembrie 2015 eu am moștenit o colecție de hârtii, niciun fel de măsură concretă. Acum doresc să mă adresez celor aflați în detenție, celor puțini pe care i-am întâlnit, pentru că n-am putut să văd pe toată lumea, și celor mult mai mulți pe care nu i-am întâlnit. Și să-i asigur că nu sunt străine deloc problemele lor. Sunt necesare măsuri imediate care să corecteze precaritatea din sistem, care să rezolve supraaglomerarea, care să rezolve chestiunile stabilite prin norme cu privire la hrana celor aflați în detenție, cu privire la muncă, la accesul la muncă, privire la asistența medicală și mai ales la pregătirea reintegrării sociale a acestor persoane. Pentru că trebuie să avem în minte faptul că scopul unei pedepse este în primul rând reeducare. Și ideea este să ne reîntoarcem în societate și societatea să ne primească, iar noi să fim pregătiți să ne reintegrăm în societate. Am făcut o promisiune publică, dar și o promisiune, repet, celor din detenție cu care eu m-am întâlnit și le-am spus că mă plec asupra restanțelor și insist asupra acestui cuvânt, restanțelor pe care eu le-am găsit. Și am făcut.
Am adoptat legislația secundară, regulamentul de aplicare a legii 254 pe 2013, care aveam întârziere de 25 de luni. Repet, 25 de luni. Este regulamentul care face posibilă adoptarea unor decizii la nivel de ANP, care se regăsesc imediat în condițiile de viață ale celor aflați în detenție. Am adoptat în urma acestui regulament, împreună cu ANP-ul, numeroase din aceste decizii, care sunt așa numita legislație terțiară. Am spus public că alternative la detenție există, că nu trebuie să inventăm nimic ca societate, că lucrurile sunt inventate. Probațiunea este o soluție și ceea ce am făcut, pentru că am găsit colecția de hârtii, multe promisiuni că sistemul de probațiune va fi consolidat. Aveam, la momentul la care mi-am preluat mandatul, 355 de posturi în sistemul de probațiune care se ocupau de 58.000 de persoane aflate în supraveghere. Prin comparație, avem 15.000 de posturi la ANP și 28.000 de persoane aflate